Sugestia clipului de astăzi vine în totalitate de la voi, deci pot să zic că nu a fost ideea mea acest gen de clip, dar m-am gândit să fac din două recomandări de ale voastre un singur clip. Știți că adesea eu fac genul acela de clip, îi spun eu 2 în 1, pentru că mi se pare mai interactiv cumva pentru voi. Dacă nu vă place prima parte a clipului, o vizionați pe a doua, iar dacă nu vă place a doua, vă uitați doar la una și așa știu eu că aș putea să ajung la un număr cât mai mare de persoane și să vă placă ceea ce vedeți. De exemplu, în clipul acesta vom avea ceea ce m-ați rugat voi, un tag de toamnă, și după o să ne ocupăm de turul bibliotecii, să vă arăt exact ce am în această bibliotecă. Dar ca să începe cum începutul, cum v-am obișnuit, o să vă zic ce port pe buze și port un creion de la Pharmacy și glossul tot de la Pharmacy. Am primit o grămadă de mesaje că v-a plăcut, că l-ați comandat și voi, deci cine mai e curios, am link în descriere în caz că vreți să-l comandați cu reduceri. Ziua în care voi o să vedeți acest clip este 1 noiembrie, așadar vreau să vă urez o ultimă lună de toamnă superbă. Ceea ce nu ați putut îndeplini toamna aceasta în primele două luni, sper să puteți îndeplini în ultima lună. Cine știe, noiembrie oricum e o lună așa ciudățică de tranziție. Ușor-ușor ne apropiem de Crăciun, așadar zic să nu treacă anotimpul acesta fără să facem și noi măcar un tag de toamnă. Nu obișnuiesc să fac taguri pentru că nu am văzut că sunt foarte vizionate, deci le-am văzut slab vizionate pe platforma YouTube, dar am făcut unul de Crăciun și știu că multora v-a plăcut, plus că am spus 2 în 1, sună foarte bine, să dăm și cu un tag. Am intrat la primul tag pe care l-am găsit pe Google, sincer nu am găsit foarte, foarte multe taguri, dar am găsit 10 întrebări, așadar nu ne lungim nici foarte mult, să nu fie un clip kilometric, pentru că intenția mea nu e să vă țin aici sute de ani. Și o să încep cu începutul, nu am citit întrebările în prealabil, doar m-am uitat să văd câte sunt ca număr, deci nu am niciun răspuns pregătit. O să răspundem aici împreună și totodată vă rog și pe voi să răspundeți la aceste întrebări în comentarii, în caz că vă interesează, sau măcar la câteva dintre acestea, una, două, vă alegeți voi două, trei întrebări dacă doriți și răspundeți în comentarii, sunt foarte curioasă dacă avem păreri asemănătoare. Prima întrebare spune cam așa: ce îți place cel mai mult toamna? Nu știu cum aș putea să încep. Voi știți deja, dacă mă urmăriți de mult, că toamna este anotimpul meu preferat. Anotimpul în care mă simt cel mai bine, în care simt că renasc. Eu nu am nicio treabă cu primăvara, nu sunt acel gen de om al primăverii. Sunt mai mult o fire bacoviană, melancolică, uneori tristă, de ce nu? Poate nu într-un sens foarte depresiv, dar îmi place, mă simt în asentimentul meu toamna. Ce îmi place cel mai mult? Îmi place că pot să port hăinuțe una peste alta și să fac acel gen de layering, cum se numește în limba engleză. Îmi place că pot să port accesorii, pălării, eșarfe, fulare. Îmi place că nu e nici cald, nici frig. Îmi place peisajul, deci peisajul e ceea ce mă cucerește. Starea de melancolie și de meditație continuă. Căldura de septembrie este foarte frumoasă, chiar și cea de octombrie. Am avut o lună octombrie foarte frumoasă din punct de vedere termic. Mi-a plăcut foarte mult și sper că și la voi în părțile țării în care locuiți sau în alte țări să fi fost la fel de cald. Este un covor de frunze, dacă e să mă exprim ca în general, dar peisajul face toți banii în anotimpul ăsta. Apoi mai am să spun faptul că este cel mai bogat anotimp. Știți cum învățam la școală că toamna este cel mai bogat anotimp? Chiar este. Avem toate fructele și toate legumele și toate vitaminele posibile. Avem soarele acela blând care nu ne arde ca în anotimpul cald. Maratoanele de Harry Potter iar sunt preferatele mele și mi se pare că merg foarte bine toamna. Totodată, dacă e să ne legăm de Harry Potter, o să ne legăm în același timp și de faptul că pot sta cât mai mult în casă și să fie atmosfera aceea cozy, adică nu stai în casă și efectiv te coci, poți aprinde lumânări parfumate fără să fie necăcioase ca în anotimpul cald, poți să ieși la un picnic și este foarte, foarte bine și te simți reîncărcată, să reîncarci bateriile, pentru că natura toamna este total diferită și este mult mai frumoasă din punctul meu de vedere și decât primăvara. Și mi-e place să port pijamale din acelea lungi, să port plovuri călduroase, să beau ciocolată caldă, multe ceaiuri. Cam asta îmi place mie toamna, este anotimpul meu preferat, deci am încercat să-l descriu cât mai succint. Ce accesorii port cel mai des toamna? Eu nu prea sunt un om al accesoriilor și când zic accesorii nu mă refer la cercei, lănțișoare, inele, pentru că aici inevitabil port pentru că îmi plac, dar când mă refer la accesorii mă refer că nu port foarte multe eșarfe, de exemplu, deși am și le îndrăgesc și le iubesc, nu le port pur și simplu, dar îmi plac foarte mult. Pot să zic că cel mai mult port o bască neagră, cred că m-ați văzut în continuu de câțiva ani cu ea, dacă
mă urmăriți mai ales pe Instagram și totodată pălăriile. Cred că acestea sunt articolele pe care, accesoriile pe care le port cel mai des. Ar mai fi și gențile, dar pe astea le port în orice sezon. Deci nu pot să le bag în aceeași oală. Care este băutura ta preferată toamna? Îmi place și pumpkin spice latte-ul, în special cel făcut acasă. Am o rețetă foarte bună și îmi place cum îmi iese, dar nu pot să zic că este băutura mea preferată. Toamna aceasta am descoperit cafeaua cu cicoare, cea de la farmacie despre care v-am tot vorbit, și pot să zic că asta e băutura mea preferată toamna, dar aș bea orice e cald și dulce, deși știu că nu e cel mai bun lucru din univers, dar îmi plac ceaiurile cu îndulcite cu miere, îmi place cafeaua despre care v-am zis cu cicoare, cappuccino, ciocolata caldă cu bezele, cam asta îmi place mie să beau toamna. 5. Văd că trecem foarte repede prin ele. Care este filmul preferat în această toamnă? Dacă este să ne rezumăm doar la această toamnă, pentru că filme de toamnă am filme de toamnă pe care le văd regulat, cum ar fi The Nightmare Before Christmas, pentru că e un film foarte bun pentru perioada asta cu Halloween-ul. Bine, eu nu țin în mod deosebit Halloween-ul, dar îmi place toată treaba asta cu dovleci, cu ornatul prin casă, mi se pare interactivă și drăguțică în anumite limite. Mai văd Coco, un film foarte bun, dar ca să mă gândesc la un film foarte bun pe care l-am văzut eu toamna aceasta, cred că o să spun Knives Out, deși am văzut foarte multe filme, și ca să vă fac un mic rezumat, deși probabil o să-l includ și în favorite atunci când o să vină clipul, este vorba despre o crimă în familie, pur și simplu un om foarte înstărit, are foarte multe rude, cum ar veni copii, nepoți și așa mai departe, și el este și un fel de sponsor al acestor persoane, le dă bani pentru că este bogat și se întâmplă să moară. Iar un detectiv foarte bun, joacă Daniel Craig rolul detectivului și e și puțin amuzant, încearcă să deslege moartea acestuia, dacă s-a sinucis, majoritatea a spus că s-a sinucis, dacă l-a omorât cineva. Într-un final lucrurile iau o întorsătură foarte neașteptată, eu chiar nu m-am așteptat la finalul pe care l-am văzut, și totodată este genul acela de film care duce mult în seria Hercule Poirot după cărțile Agatei Christie. Deci este un film polițist foarte bun. Care este cartea preferată în această toamnă? Deci ne rezumăm doar la această toamnă, aparent. Nu a fost o perioadă în care să citesc foarte mult toamna asta, deși mi-am propus și mi-am făcut, am chiar aici pe canal un TBR-ul acela cu cărțile pe care voiam să le citesc toamna asta, am rămas puțin dezamăgită de mine, pentru că în primele două luni nu am citit aproape deloc, deși vara a fost una foarte productivă, vă spuneam că luna august am citit vreo 8 cărți, ceea ce e bine pentru mine, dar în septembrie, nu știu, am fost foarte agitată în continuu și am reușit să citesc abia o carte jumătate, o carte a unui clasic mi-a pus capac pur și simplu și nu am mai avut stare să citesc, iar în octombrie mi-am revenit oarecum pe brazdă și am reușit să dau gata 3 cărți, aproape, mai am puțin în seara asta dintr-una, dar o să zic câteva cărți care mi-au plăcut foarte mult, deși cam pe toate pe care le-am citit, mi-au plăcut din toamna aceasta, mi-a plăcut mult Dragostea pe strada mea de Roxana Brănișteanu de la Ai Carte, Ai Parte, Viața pe un peron și mi-a mai plăcut Prețul sângelui, cartea pe care am dat-o și la giveaway și câștigătoarea tot așa a rămas foarte impresionată de carte, fiind un autor român contemporan, și Atingeri de vanilie, un roman erotic foarte bun. Numărul 8, ne apropiem de final la acest tag. Ce nuanțe de ruj folosești toamna? În general, eu sunt adepta machiajului nude, deci totodată rujuri nude, și nu prea pot să asociez toamna cu machiajele sau cu rujurile roz, de exemplu, sau portocaliu acela nebun, sau corai, nu pot, deci în general toamna port nude-uri care duc în maro, roșu închis, burgundiu și totodată mov. Movul acela prună mi se pare foarte frumos, chiar dacă nu merge în anumite circumstanțe, dar încerc să-l port pe cât posibil la poze sau în clipurile pe care le filmez pentru voi, ori dacă merg la un date sau așa mai departe, dar în special nude-uri. Și ca să vă zic și cam brand-uri, cam toate rujurile mele în prezent sunt de la Pharmacy, pentru că sunt cele mai bune, raport calitate-preț, pot să zic că rezistă toată ziua pe buze, chiar și luciul acesta, vedeți, e pus de jumătate de oră și încă e acolo, strălucește, așadar nu am de ce să dau foarte mulți bani pe niște rujuri când pot să le achiziționez la prețuri mici, și mai folosesc unele rujuri de la Maybelline, îmi plac foarte mult pentru că sunt extrem de rezistente.
9. Ce lac de unghii folosești toamna? Wow, nu pot să cred că am ajuns la unghii. După cum vedeți, arată groaznic. Eu îmi fac de vreun an și ceva unghiile non-stop la salon, ori semi, ori cu gel. Am avut perioade și perioade. Luna aceasta pot să spun că nu am apucat să ajung din diverse motive și totodată când mi-am făcut eu programare, salonul s-a mutat și n-am mai putut ajunge, bineînțeles, la salon pentru că s-a închis o perioadă de timp. Dar, în general, optez pentru culori de dovleac, culori din acestea mai închise, cum ar fi un burgundiu, cum ar fi un mov. Culorile astea mi se pare că merg foarte bine toamna, sau un nude-uri, nude-uri din acestea pământii, dacă nu vrei să ieși în evidență, sau pur și simplu un nude din acela care să ducă foarte mult în culoarea unghii, mi se pare iar foarte frumos dacă nu vrem să ieșim în evidență. Dar momentan mă vedeți fără niciun fel de lac, de unghi, de orjă, de gel, de nimic. Pur și simplu o să mă dau cu o orjă, cred că mai spre seară. Asta o să vedeți voi în vlog, orjă nude, tot așa, de la pharmacy, până o să iau o pauză de la unghii cu gel, eventual cred că vreo lună, mai mult nu mă ține. Și gata, mai avem o singură întrebare. Care este parfumul tău preferat în această toamnă? În general, toamna îmi plac parfumurile mai dure. Parfumurile pe care le folosesc toamna nu prea le folosesc în sezonul cald. Îmi place în continuare parfumul pe care l-am folosit în prostie anul trecut și mai exact cel de la Zara, Vibrant Leather for Her, care mi se pare un parfum potrivit și pentru masculi, pentru bărbați. Mi se pare un parfum care emană putere și miroase efectiv a piele și a toamnă. Îmi place foarte mult, dar mai am puțin din el și nu se mai găsește acel parfum. Totodată toamna asta, ca să ne rezumăm cum a spus întrebarea din tag, toamna aceasta am descoperit parfumul de la pharmacy Omnia, care îmi place foarte mult. Cred că am folosit jumătate din el toamna asta. Este extrem de persistent. Mama mea s-a îndrăgostit și ea de parfumul ăsta și multe alte persoane cu care am vorbit și cărora le-am mai dat să miroase Omnia. Deci parfumul ăsta mi-a furat inima în acest an, în această toamnă, și totodată mai îmi place Opulent Musk, cred că așa se numește, și pe acela îl am. Cam astea sunt parfumurile pe care le folosesc toamna și totodată Carolina Herrera Good Girl, dar ăla nu mi se pare musai de folosit toamna, dar îl folosesc pentru că este un pic mai puternic. Și cam gata cu partea asta de tag, sper că v-a plăcut, a fost așa 10 întrebări rapide, nu am intrat foarte mult în detalii pentru că nu vreau să o lungesc. O să mă duc să aduc câteva cărți de dincolo pentru că eu am deasupra patului un mic reading corner cu câteva cărțulii și vreau să le aduc să le pun aici și totodată o să iau cele 3 rânduri să vă prezint în mare ce cărți am eu în bibliotecă. Bun, eu am deschis biblioteca mea pentru că are sticlă și mă simt foarte bine cu acest lucru pentru că nu are cum să îmi intre pisicile și să-mi dea toate cărțile jos și sper să înțelegeți ceva, nu știu cât de mult o să vedeți. V-am ridicat foarte sus, deci foarte sus, ca să puteți să-mi vedeți primul raft și totodată v-am spus, am adus și cărțile de dincolo, care în mod obișnuit nu stau aici, dar le-am adus ca să nu vă mut când acolo, când aici, să fie cât de cât un clip cursiv. Și o să începem cu începutul, o să mă dau eu așa ca să vedeți. Prima și prima dată vreau să vă zic că am și niște ornamente, deci să facem abstracție de ele. Am aici un fel de atlas, ca să zic așa, cum aveam în școală. Descoperiți minunile lumii și avem mai multe despre pământ, geografie, istorie și așa mai departe. Aici am rețete de 30 de minute. Deci, părțile astea de aici nu sunt chiar 100% cu cărți de citit, beletristică și altele. Aici am o carte destul de mare, după cum vedeți, tratat de asistență socială, deci domeniul meu, și încă două cărți tot de asistență socială, deci nu intrăm în cărțile astea. Aici cărțile pentru legislație. Am învățat de pe ele anul acesta, pentru că, după cum știți, am luat carnetul și apoi începem într-adevăr cu cărțile. Aici am o vază luată de la Târgul de Vechituri și un dovleac pentru că, na, e toamnă și la noi. Avem cartea aceasta, o să dau dovleacul ăsta într-un colț momentan. Avem cartea Lifespan. Momentan nu am citit-o, este o carte de lifestyle, așa cum scrie și aici jos. Sper că se vede, o să încerc să vă dau un pic mai aproape. Ia să vedem, cam așa. Bun. Apoi avem, pe aceasta v-am spus, încă nu am citit-o, avem Cronicile din Narnia, volumul 1, mai exact Nepotul Magicianului. Am citit-o anul acesta, o găsiți în book review-ul acela cu 17 cărți citite în prima jumătate a anului și v-am povestit mai multe despre ea. Apoi mai avem Codul Bunelor Maniere Astăzi, o carte foarte groasă. Țin minte că mi-a cumpărat-o soțul când eram în liceu, o voiam foarte mult și săracul a muncit mult ca să-mi ia atunci și, sincer, este cea mai prețioasă carte
din biblioteca mea. Mai am inteligența emoțională, carte pe care o am de ani de zile și încă mi-a fost frică să mă ating de ea, deci încă nu m-am atins. Aici avem Iubind-o pe ea, este o carte primită cadou, nu am citit-o încă, am primit-o de vreun an de zile, dar nu cred că e 100% genul meu și de-aia o țin acolo pentru momentele alea când o să mă apuce. Aici avem Atingeri de vanilie, de Daniela Dumitru, autoare contemporană, carte citită luna aceasta, mi-a plăcut mult. Aici am o carte de la voi, mai exact Spioana, este de la Denisa Nicolae, îi mulțumesc foarte mult, încă n-am ajuns la ea, dar promit că ajung. Culoarul morții, de Stephen King, bineînțeles. Pe aceasta am citit-o, bineînțeles că dacă mi-ați urmărit clipurile, hello, cu book review știți despre ea. Apoi avem Dostoevski, Crimă și pedeapsă. Voiam să vă zic că la mine în bibliotecă cărțile nu sunt puse musai într-o ordine exactă, adică sunt puse în așa fel încât să încapă. Am de gând să fac o reorganizare a lor. Mai avem Rivalele cu Coco Chanel și Elsa Schiaparelli, deci o carte care prezintă oarecum moda și rivalitatea dintre cele două creatoare de modă. Și apoi încep cărțile lui Colin Hoover, vedeți că am multe, unele citite, altele nu. Am Totul se termină cu noi, chiar cred că o să mă apuc de ea după ce o termin pe aceasta în seara asta. Apoi Ugly Love, carte citită, ați văzut cred că deja book review-ul ei. Apoi mai am Hopeless, carte pe care nu am citit-o momentan pentru că am dat comandă de curând și nu mai am de gând să mai îmi dau comenzi până la anul, deci chiar am promis acest lucru solemn. Mai am Verity, una dintre cele mai bune cărți, un thriller psihologic superb. Heartbones, tot de Colin Hoover, o carte tot așa foarte bună, mi-a plăcut. Acolo unde cântă racii, am văzut filmul anul acesta, la carte încă nu am ajuns pentru că vreau să las puțin timp să mai treacă, să mi se ducă povestea din amintiri și să o citesc atunci. Biblioteca de la miezul nopții, o carte care tot așa mi-a plăcut mult, o vedeți în book review. Ferma animalelor, de George Orwell, tot așa o carte bună, mi-a plăcut și aceasta, este un fel de fabulă, ca să-i zic așa, adresată sistemului comunist. Mai avem Sărutul și croissant, o carte foarte proastă din punctul meu de vedere, sau cel puțin mediocră, nu prea mi-a plăcut. O vară italiană, probabil cea mai proastă carte citită de mine anul acesta. Și zic asta pentru că nu mi-a plăcut deloc, dar ați văzut deja de ce în book review. Bărbații sunt niște porci, de Rodica Ojoc Brașoveanu. Mamă, mi-a plăcut cartea asta foarte mult, dar mai mult mi-a plăcut următoarea, Grasă și proastă. Sunt mai multe povestiri și râzi, doamne, râzi ceva de nedescris. După avem Regele și Duduia, de Tatiana Niculescu, o carte tot așa foarte bună, am citit-o acum vreo 3 ani și bineînțeles că acolo se vorbește despre Regele Carol și bineînțeles amanta, ulterior soția sa. După care să dau vaza asta superbă tot din târg luată. După care avem Agatha Christie, 10 negri mititei, una dintre cele mai bune cărți citite de mine vreodată. Apoi Apă proaspătă pentru flori, cartea la care vreau să ajung de foarte mult timp. Eu aș încerca să le scot să vă și arăt, dar efectiv sunt tixite, nu pot să scot dacă mă credeți. Pacienta tăcută, tot așa un thriller extrem de bun. În pat cu regele, cred că ați văzut deja review-ul la cartea aceasta sau dacă nu urmează. Și apoi mai avem volumul 3 din Fluturi și Până la sfârșit. Volumul 3 Fluturi este citit în liceu, deci m-am dat foarte aproape și acum mi se pare că mâinile mele se văd foarte grase și groase, dar trecem peste acest aspect. Volumul 3 l-am citit, Până la sfârșit mi-am luat-o, nu am ajuns la ea pentru că ulterior mi s-a părut Irina Binder un scriitor destul de prost și că o lungește foarte mult. Nu pot să zic că mai îmi place Irina Binder la momentul acesta, dar încă o țin acolo, poate o să o dau, încă nu știu. Dacă o să o dau, cu siguranță o să o dau la un giveaway pentru că este intactă, cred că are și prețul pe ea. Și aici sus mai avem niște cărți care v-am spus în mod obișnuit stau dincolo. Dragostea pe strada mea, de Roxana Brănișteanu, am citit-o anul acesta, luna aceasta mai exact, și mi-a plăcut. Harry Potter și Piatra Filozofală, am doar volumul 1, îmi doresc foarte mult celelalte volume. Memoriile unei geișe, cartea pe care mă țin să o citesc de atât de mult timp și vreau să o citesc, dar când o iau în mână, parcă nu simt acel ceva și așa că prefer să nu încep. Hoțul de cărți, tot așa vreau să o citesc luna aceasta. Și cartea la care mă aflu acum, mai am câteva pagini, o să le termin în seara asta, este aceasta, Viața pe un peron, de Octavian Paller. Îmi place foarte mult cartea. Și am terminat cu partea de sus. Eu zic că ne-am mișcat destul de repede. Haideți că vă cobor un pic, un
pic mai jos ca să vedem ce e pe al doilea raft. Sper că se vede aici la voi. Am aici tot așa un dovleac și aici bufnița pe care am primit-o de la Mădălina. În ultimul colet am foarte multe lucruri de la voi și îmi plac așa, să îmi place să mă uit la ele. Aici am ceva ce se vede mai bine seara și anume niște inimioare cu luminițe. Îmi place cum se vede seara în bibliotecă. Aici am niște cărți pe care, dacă mă credeți, n-am apucat să le așez, tot de la voi primite, mai exact de la Mădălina, oricine este un artist. Mai am Îngeri din părul meu și prima carte din tetralogie, mai exact tetralogia Elenei Fariante, mai exact Prietena mea genială, cărți pe care normal n-am apucat să le citesc pentru că abia le-am primit. Vedeți că am foarte multe cărți necitite, am și multe citite, dar mai multe necitite pentru că anul ăsta a fost un clip, un an foarte productiv la cumpărat cărți, deci da, ce să zic. Și să începem cu începutul. Am o carte de dezvoltare personală, se numește Primești iubirea pe care o dorești, o carte bună pentru cupluri, aș încerca să o scot, dar o să stric tot pe aici. Dacă aș rămâne, o carte primită de la Denisa Nicolae, este făcută după filmul acela If I Stay, Cel mai bogat om din Babilon, o carte foarte bună de dezvoltare personală, am citit-o pe asta, mi-a plăcut, Cuvinte care schimbă minți și pe asta am citit-o acum câțiva ani, Artea conversației, carte citită, mi-a plăcut, una dintre cele mai bune cărți de dezvoltare personală pentru cupluri, Cele 5 limbaje ale iubirii, dar o să vedeți că partea asta e cu dezvoltare personală. Apoi, tot așa, o carte pe care o recomand din suflet pentru cupluri și mi se pare o carte care n-ar trebui să lipsească dacă vreți să aveți o relație fericită din toate punctele de vedere, mai exact Inteligența erotică. Puterea prezentului, o carte cu care am avut mixed feelings, dar pot să zic că este o carte bună, mi-a plăcut și tot așa de dezvoltare personală și cum să fie ancorat în prezent mai mult decât în trecut sau în viitor. Dragă, unde-s banii? Carte luată acum câteva luni, n-am apucat să o citesc. Arta negocierii, carte începută de mine, dar nu mai știu sincer dacă am terminat-o, pentru că o am de mulți ani, încerc să dau acest obiect deoparte ca să nu-l stric. Tot așa, carte cumpărată în anul acesta, mai exact, Bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus, o carte foarte subțirică, sper să apuc să o citesc cât de curând, dacă nu la anul. Omul în căutarea sensului vieții, v-am vorbit foarte mult în ultimul book review despre cartea asta pentru că mi-a plăcut. Cum să-ți controlezi furia înainte de a te controla ea pe tine. N-am ajuns încă la cartea asta, deși cred că ar fi un moment foarte important pentru că am probleme de accente de furie, ca să le zic așa, din nimic. Despre sensul vieții cu Mihai Morar și Părintele Necula, o carte duhovnicească, aș putea spune, am vorbit mult despre ea, tot așa într-un book review, vă recomand. Atitudinea este totul, tot așa o carte de dezvoltare personală care n-ar trebui să lipsească. Sunt unele cărți pe care consider eu, chiar dacă sunteți pasionați de dezvoltare personală, hello, chiar dacă nu sunteți, ar trebui citite. Acesta este punctul meu de vedere, acum voi faceți cum știți. Ca să trecem mai departe, ești ceea ce gândești, cred că prima mea carte de dezvoltare personală citită ever, aș vrea să o scot să vă arăt, că are așa o copertă frumușică albastră, dacă nu mă înșel, da, nu mai mi-aminteam. Mi-a plăcut cartea asta, deși am stat la ea, cred că vreo 4 luni să o citesc, atunci citeam cu încetinitorul. Mi se părea că citesc mult dacă citeam o carte pe lună, wow, era wow pentru mine. Dar asta a fost prima carte de dezvoltare personală, este și subliniată, am pozat-o în continuu. O carte care m-a ajutat foarte mult în perioada aia și găsisem în sfârșit liniștea și pacea interioară după mult timp. Limbajul corpului, am cumpărat-o anul acesta, încă n-am ajuns la ea. Petreceri extravagante în vechi București, cât am căutat cartea asta lunile trecute, doamne, ceva de nedescris și am căutat-o ca să nu ajung încă la ea, dar sper să o citesc cât de curând. Mai avem Gustul amar al ciocolatei, nu insist pe cartea asta tot așa, v-am povestit despre ea în book review, mi-a plăcut, este tot așa povestea unei supraviețuitoare. Dacă ați văzut book review, știți despre ce e vorba, să-mi spuneți și voi ce cărți ați citit din ce vă prezint eu aici. Deja am obosit efectiv, mă vedeți foarte de aproape că v-am dat cu mult zoom ca să observați și aici. Apoi mai avem Tatuatori de la Auschwitz, o carte care inițial mi-a plăcut foarte mult, eram wow, parcă prinsesem pe Dumnezeu de mână, cum s-ar zice, dar după mi-am dat seama că anumite lucruri nu prea se leagă și nu prea se îmbină și aș fi putut fi o carte mult mai bună, dar așa ca idee mi-a plăcut cartea. Auschwitz, ultima stație, am cumpărat-o de curând și nu am ajuns încă la ea. Memoriile unui motan călător, o carte savuroasă, tot așa am detaliat mult în book review-ul, ultimul book review de pe canal, cu dragostea dintre pisici și oameni. Mi s-a părut o carte drăguțică și simpatică. Din cer au căzut trei mere, nu insist nici pe cartea asta pentru că ați văzut-o deja.
și știu că mulți o îndrăgesc și o iubesc. Aici avem o carte de Jules Verne, o carte din biblioteca mea de când eram mică și mai exact 2 ani de vacanță. O carte foarte frumoasă și cu siguranță aș citit în copilărie Jules Verne. Mai am o carte de la Melania, care știu că se uită acum, așa că te pup, draga mea. Avem Jack Spintecătorul, cred că e primul volum, da? Pantofiorii Roșii, tot o carte de la Melania. La astea două încă n-am ajuns. Una dintre cărțile mele preferate atunci când eram mică era aceasta, La Vulturi, de Gala Galaction, o carte care arată urâțel ce-i drept acum, pentru că este o carte de când eram eu mică, deci vă dați seama. Prețul Sângelui, de Cătălin Ioniță, autor român contemporan, citită anul acesta. Mi-a plăcut mult, adică toamna acesta mai exact. Am dat-o la giveaway, v-am spus despre ea. Apoi avem, nu aruncați cu hate, dar am Jurnalul unui Adam, pentru că toate volumele, deci 1, 2, partea a doua din 2, cum ar veni, și am și Ultima noapte de sex, Prima noapte de dragoste, care este un fel de continuare. Ia să vă mut un pic mai așa. Este un fel de continuare a cărților. Mi-au plăcut în adolescență și după am vrut să le citească și soțul meu. Soțul meu nu citea deloc înainte, efectiv deloc. Acum parcă tot mai mișcă ceva, uneori mai mult, alteori mai puțin. Și voiam să-l fac cumva să citească. Și cărțile astea mi se par bune de început pentru adolescenți. Într-adevăr, foarte mult sex, foarte mult erotism, dar sunt cărți bune așa ca idee și cred că și cărțile erotice au... nu știu, au și ele importanța lor. Apoi am de George Toprceanu, Balade triste și vesele. Încerc eu să scot cartea aceasta, să vă arăt. Nu știu cât o să pot, stați. Vreau să o scot că vreau să vă arăt ceva. Hello! Și mai exact, faptul că am primit-o când eram la școală, mă chema Arvinte pe atunci, cred că știți dacă sunteți de la începuturi, Arvinte Elinca, premiul întâi, anul școlar 2007-2008. Eu am fost o fată a premiului întâi, am luat foarte mult premiul întâi în toată viața asta, dar, mă rog, nu cred că contează, dar ideea e că am fost o tocilară, cam asta. Apoi avem Vrăjitorul din nou, prima mea carte citită în clasa a doua și mă bucur că o am, chiar fix cartea asta era, o știu că o citeam și am terminat-o în câteva zile, așa mult mi-a plăcut. Vara în care mama a avut ochii verzi, mi-a plăcut și cartea asta destul de mult, deși nu-i pot să zic că e genul meu, m-a prins mult. Apoi avem niște cărți superbe de altfel, avem de Gabriel García Márquez, Un veac de singurătate, n-am ajuns la ea, și Dragostea în vremea holerei, cartea care mi-a pus capac la începutul lunii septembrie, am început-o fix pe 1 septembrie, am zis hai să încep cu ea. Sunt la jumătate la cartea asta, am mixed feelings și... nu, musai că nu e genul meu, dar nu cred că sunt într-o perioadă în care să citesc clasici. Vreau cărți ușoare, cărți prin care să trec repede și m-am blocat destul de mult la cartea asta, deși îmi place modul în care scrie Márquez. Mai am și Victor Hugo, Notre Dame de Paris. N-am ajuns încă la ea, am comandat-o anul ăsta și are 700 de pagini, mi-e și frică să mă apuc de ea. Apoi, înainte să trecem la editura Polyroma, am aici două cărți. Una este aceasta, Băiatul... am văzut filmul la cartea asta, Băiatul cu pijamale în dungi, o carte despre Auschwitz și am primit-o de la draga mea de Insta Nicolae, îți mulțumesc, aici am un semn de carte de la Melania și cartea asta, O viață măruntă, am câștigat-o la giveaway, la Ai carte, ai parte, o carte de 1000 și ceva de pagini, vedeți că și scrie aici, ai carte, ai parte, 5 septembrie 2022, am câștigat-o și dacă reușesc să termin până pe 5 și dacă o să citesc, bineînțeles, până pe 5 decembrie, știu că au și din acesta book club la cartea asta și poate, poate o să citesc și eu, nu știu, nu promit nimic, văd că bostanul ăsta a început să mucegăiască, așa că o să-l dau deoparte, că nu am de gând să mucegăiască și cărțile, deși îl verificasem zilele trecute și era ok. De la editura Polyrom am foarte multe cărți, Pădurea norvegiană de Haruki Murakami, nu am citit cartea asta, mi-am luat-o tot așa de curând, Sunt o babă comunistă de Dan Lungu, autor român contemporan, una dintre cărțile cel mai bune citite anul ăsta, de George Orwell, O distopie, 1984, nu am ajuns la ea, Zbor deasupra unui cuib de cuci, am vrut așa mult cartea asta, atunci când a ajuns la mine nu am mai citit-o, nu înțeleg de ce, dar o să ajung la toate pe care nu le-am citit, o să ajung, Maestru și Margareta de Mihail Bulgakov, carte citită acum vreo 2 ani, dar sincer aș reciti-o pentru că nu prea mai țin minte nimic din ea. Să ucizi o pasăre cântătoare, nu am ajuns la cartea asta și ultima de aici de la editura Polyrom, La sud de graniță, la vest de soare, Haruki Murakami, v-am vorbit mult despre ea că mi-a plăcut. Apoi niște cărți primite tot așa de la Melania, acestea a doua de Agatha Christie, Vinova fără vină, am citit-o, mi-a plăcut.
Și noapte nesfârșită, încă n-am ajuns la ea, dar sincer parcă aș lua-o pentru că mi-e dor de Agata. După mormântare, o carte tot așa foarte bună, pe care am citit-o acum vreo 2 ani, cred eu, sau un an jumate și încerc eu să mă întind până aici ca să vă arăt că mai am și Liviu Rebreanu, Adam și Eva și acolo amintiri din copilărie, dacă nu mă înșel, de Ion Creangă. Și cam asta a fost raftul 2, stați să vă dau așa mai în spate ca să-l vedeți. Deci acolo avem și un dovleac, dar se pare că nu mai e, văd că mi se termină și bateria, așa că haideți să vă dau mai jos ca să vedem ultimul raft. Ultimul meu raft este cu adevărat micuț pentru că nu este un raft complet. Am aici ceva luat din Pepco, de pus o lumânare, o să o pun aici sus ca să nu ne deranjeze și o să încep de aici. Avem Honoré de Balzac, Femeia la 30 de ani. Am zis că am să citesc cartea asta când am să fac 30 de ani. Apoi am Ana Karenina, volumul 1 și volumul 2 de Lev Tolstoi. M-a apucat să-mi eu să citesc Ana Karenina, cred că prin generală, liceu, nu mai țin minte. Și nu pot să zic că m-a prins pe atunci, am văzut filmele, dar pot să zic că Ana Karenina e un personaj destul de enervant. Și având și paginile astea, nu știu când o să ajung vreodată la ele. Apoi mai am Răscoala de Liviu Rebreanu, n-am citit cartea asta. Dar o să ajung și la ea. Sunt cărți vechi acestea pentru că sunt luate de la tatăl meu din biblioteca lui. Enigma Utiliei, poate printre cele mai faine cărți citite vreodată de mine, de un autor român. Mai am Dulce Zanfirescu, Viața la țară, o carte pe care o citeam foarte des când eram micuță. Jules Verne, Copiii Capitanului Grant, am citit-o când eram mică. Hector Malot, Singur pe lume, și pe asta am citit-o tot așa când eram mică. Aici am o carte pe care ați văzut-o, cred că și în primul raft, și anume Atingeri de Vanilie, pentru că este cartea pe care am cumpărat-o recent și vreau să o dau la giveaway de la Crăciun. Deci, ca să știți, vă așteaptă o carte erotică, fetelor. The Secret sau Secretul, o carte citită de 2 ori de mine, pentru că este cea mai bună carte, printre cele mai bune cărți de dezvoltare personală, acolo în top 3, nu pot să fac, sunt într-o ordine aleatorie, adică nu pot să zic 1, 2 și 3, dar este cartea care lucrează cel mai mult cu legea atracției și eu chiar cred în acest lucru. Mai am un volum de poezii de Ion Barbu, pentru că mie îmi place foarte mult, am avut la BAC Barbu și în continuare este unul dintre poeții mei preferați, alături de Nichita Stănescu, Bacov, Eminescu. Mai am aici Iliada, Odiseea și Eneida. Tot așa am încercat să o citesc mai de mult, nu mi-a mers și de aia am adus-o din biblioteca tatălui meu special ca să mă apuc de ea. Și aici mai avem o carte pe care a primit-o soțul cadou de la unul din frații mei. Nu știu exact să vă zic prea multe despre cartea asta, dar clar pare una erotică. Și aici am prima și prima oară avem Mizerabili, aceste volume 5 și jos avem de Flaubert, Madame Bovary, iar aici mai am unele cărți, o să încerc eu să le scot. Mai am de Charles Dickens, Marile Speranțe, nu am citit-o încă și aici sunt cărțile pe care vi le-am arătat într-un vlog, cărți luate de la Târgul de Vechituri, Sanda Brown, Dulce Mânie, Virgil Chiriac, Fug, Anii Dragostei, Cezar Petrescu, Baletul Mecanic și Alexandru Duma, Izabela de Bavaria. Cam astea sunt toate cărțile din biblioteca mea, toate cărțile pe care le dețin la moment, la acest moment și da, bineînțeles că aici am mai pus una alta. Acolo mai am două cărți foarte mari, nu știu dacă vedeți voi acolo. Cărți pe care tot așa vi le-am arătat în vlog acum ceva timp. Stați un pic să dau. Mai întâi am chestia asta pe care am păstrat-o, că mi se pare foarte frumos, foarte frumoasă. Aici am o boxă care se aprinde cu lumini, tot așa îi dăm seara drumul. Aici am albumul cu poze de când eram eu mică, această grăsună eu sunt, și multe alte poze cu mine când eram micuță, tot eu sunt grăsuna asta. Dar trecem peste aceste lucruri. Mai am aici, încerc eu să mă întind, ceva primit de la Libri, zic că n-am dat comandă, o carte foarte bună pentru cupluri, 250 de lucruri de încercat într-o viață și aveți acolo de încercuit, noi n-am încercuit chiar pe toate, avem destul de multe de încercuit, ia chiar să scot cartea asta, poate încercăm în seara asta câteva. Și aici două cărți foarte frumoase din biblioteca mea, luate de pe Vintage Lady, dacă nu mă înșel, și avem Heidi, Fetița Munților, cartea din care îmi citea mama cel mai mult când era mică, fix așa arăta și am cumpărat-o să o am, și bineînțeles Fram, Ursul Polar, unele dintre poveștile cele mai îndrăgite de mine în copilărie, sunt niște cărți foarte vechi și îmi place să am grijă de ele și să le țin acolo, și cam asta este toată biblioteca mea.
Așa de picioare vă spun și eu, sper că v-a plăcut clipul, sper că ați găsit ceva util sau ceva pe placul vostru aici. Cu siguranță o să ne mai vedem și cu alte clipuri în genul altor persoane, dacă cărțile nu vă pasionează și nici tagurile. Îmi pare rău, dar fac și ceea ce mi se cere și cred că diversitatea e mereu binevenită. Dacă am vorbit prea repede, a fost doar ca să nu vă țin foarte mult aici și am trecut foarte repede prin cărți, pentru că în general ori ați auzit deja de ele, ori veți auzi, deci nu are rost să intru foarte, foarte mult în detalii. Vă pupăcesc și să-mi scrieți în comentarii ce cărți aveți și voi în bibliotecă regăsite aici și totodată să-mi răspundeți la unele întrebări din tag dacă aveți plăcerea. Gata, vă pupăcesc! Pa!